Bun, deci, pe ce lupe m-am dus? Cel mai sigur este să sablez. Hai să despachetăm noile sticle pentru far. Altceva, mă, băieți? Yo, ce avem aici? Două pachete. Tute, mă, fix așa mi-l doream. Să mă bată mama. Asta e dungă, deci nu-i minciună. Yo, 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 fraților, ce faceți, cum sunteți? Aici, forciri pe zonă cu piesa de rezistență, adică cu lupele bifazice pentru Big Xenon. Au ajuns, sunt aici, o să le despachetăm. Țin să menționez că îmi pare rău că în videoclipul anterior nu am reușit să finalizăm farurile, dar în această parte, în partea a doua, o să finalizăm farurile pentru că au venit cele mai importante piese, adică lupele pentru Big Xenon. Așa că hai să le despachetăm, să le vedem și să avansăm cu montajul farurilor la loc. Să vedem cum arată acum full black. Dar înainte vreau să vă reamintesc că pe car vertical aveți o reducere de 15% din partea mea, pe linkul din descriere, dacă dați click se pune automat și puteți să vă verificați mașinile înainte să le cumpărați. Deoarece de cele mai multe ori când vedeți pe internet o mașină ca aceasta, un Jeep frumos, negru lucios, care are dungă, are linie, n-ai zice în viața ta că mașina asta a fost lovită, chiar dacă te uiți și la pozele de la interior, totul este în regulă. Dar dacă te folosești de car vertical, poți să dai seama că băieților le-a luat aproximativ un an de zile să o fac așa, pentru că ea arăta înainte total diferit, avea o daună destul de mare după părerea mea. Acum fiecare decide dacă vrea să cumpere o mașină care a avut daună sau nu, nu este nicio problemă, dar măcar să știți. Așa că, fraților, cum am zis, vă las jos în descriere un link de la Car Vertical cu o reducere de 15% pe care puteți să o folosiți și să nu luați țepe sau cel puțin să știți de la fața locului exact, bă, a avut daună, nu a avut, a avut kilometri dați înapoi, nu a avut. Super easy, link în descriere. Hai să vedem acum cum stă treaba cu noile lupe bifazice. Bun, deci, pe ce lupe m-am dus? Evo XR 2.0. Super easy. Scrie chiar și aici, pe cutie. Sunt cele mai bune lupe la momentul de față, ca și calitate raportată la prețul de, cred că am dat vreo 400 de lei pe ele, deci chiar foarte, foarte puțin. Așa că hai să vedem ce am primit de banii ăștia. Ia uitați-vă aici. Nebuniile. Deci aici avem lupe bifazice pentru Big Xenon, varianta 2.0, adică ultima variantă apărută. Motoraș, bam bam. O să avem două fire ce va trebui să le legăm la faza lungă. Și în rest, lucru tare este că avem carcasa din aluminiu. Deci nu este plastic vopsit, așa că parte din interior cromată, care se vede chiar acolo, care de obicei se înnegrește, de data asta nu o să se mai negrească în timp, deoarece fiind aluminiu este mult, mult mai rezistent. Chiar a meritat așteptarea, zic eu, odată ce o să le montăm, mamă cum o să fie. Aici avem un soclu pentru Xenon D2S și Xenoanele sunt pe drum, o să vedeți pe ce m-am dus, așa că înainte să montăm, totuși hai să facem și o micuță diferență între cea veche și cea nouă. În primul rând, dacă ne uităm în interior la locul care ar fi trebuit să fie cromat ca să avem lumină, vedem și noi că este cam pârnăiță, cam mat, versus cel nou, care dați-vă și voi acolo ce lucește, deci este o diferență de la cel la pământ. Așa că mă aștept să avem o lumină superbă cu noile lupe, să facem radiografie pe stradă. Iar la partea de sticlă, dacă ne uităm aici, vedem că este blurată și are forma așa în interior de cerc. Vedeți? Aici avem o sticlă curată fără niciun model. Deci clar o să iasă lumina mult mai multă față de o lupă care este blurată. Bineînțeles, ce am făcut aici, am făcut ceva ce nu știu câți dintre voi știți, câți nu. Am trecut de la lupele vechi, unde avem aceste LED-uri, la lupa nouă. Mai bine zis, am făcut swap de LED-uri, 3 LED-uri roșii plus 3 LED-uri albastre.
iar astea mergând deodată vă dați seama că formează acest magic eye. Și răspunsul este da. Nu știu dacă am nimerit exact la ce te gândeai, dar probabil că te gândeai și tu, bă, da, se poate și Demon Eye, pentru că Demon Eye este ceva mai comun. Bineînțeles că se poate și Demon Eye, pentru că am pornit doar LED-urile roșii, care vedeți și voi că dispersează lumina în toată lupa. Deci, avem și Demon Eye. Să știți, fraților, că aceste lupe Evo XR 2.0 nu vin plug and play pe E39. Deci, am montat deja o lupă, ați văzut și voi. Vine foarte, foarte bine. Doar că, ca să vină așa, probabil vedeți pe aici că sunt câteva chestii custom. Pentru că, în mod normal, lupa nu vine până în capăt, vedeți? Este un spațiu, un spațiu chiar destul de mare, deși este băgat până în capăt, vedeți? Până în capăt, plus am scos și aceste distanțiere din burete. Așa că, da, nu vin plug and play. Va trebui să tăiem aceste șaibe ca să putem să împingem lupa mai mult. Pe urmă, venim cu niște bucățele de țeavă, piulițe și cam asta este. Asta e țeava, o tai și... Da, cam asta este rezolvarea pe care eu am găsit-o ca să se lipească perfect. Și așa, când am strâns, am sigilat perfect lupa de ornament. Vedeți? Șaiba asta micuță trebuie tăiată. Și... așa vom putea împinge lupa mai spre ornament. Pentru că șaiba asta ne oprea rău de tot. Deci, ați văzut și voi, fraților, am prins noile lupe bifazice pe aceste ornamente. V-am arătat cam cum stă treaba cu creația asta pe care am făcut-o. Puteți și voi să o faceți dacă vă luați lupele astea. Nu este complicat și rezultatul este unul perfect. Adică, acum culcă lupa exemplar. Deci, nu joacă, nu mișcă și nu avem spațiu, vedeți, între lupă și ornament. Așa că acum o să trecem să băgăm ornamentele în carcasele farului. Deja le-am și curățat puțin de siliconul vechi, am suflat puțin cu compresorul și hai să le băgăm. Aoleu, fraților,
Când văd bijuteriile astea, ia uitați-vă, mă ia cu cap. Deci, lacul la pistol nu se compară cu absolut nimic. Deci, chiar dacă necesită muncă, rezultatul este unul superb. Ideea este că acum o să mă pun să asamblez partea de Angel Eyes-uri. Pe urmă o să le prindem și de aceste ornamente foarte shiny. Deci efectiv, gândiți-vă că deja sunt de câteva zile bune și nu s-a întâmplat nimic cu lacul, nu s-a mătuit nimic. O să fie nebunie. Deja abia se mai văd farurile astea pe cameră, abia aștept să fie complet montate, așa că hai să terminăm partea asta cu Angel Eyes-urile. Bun, acum, fraților, am terminat cu Angel Eyes-urile, ați văzut și voi cum a ieșit, e ceva de vis, dar un lucru important este și semnalizarea, pentru că vă ziceam, aici avem lupă, deci ăsta e un feature pe care l-am făcut la prima modificare, în loc de plasticul transparent de fabrică, să zic așa, am trecut la o lupă, deci avem lupă și pe semnalizare, doar că este o lupă foarte transparentă, adică lumina efectiv trece prin ea și o proiectează pe jos, în fața mașinii și nu prea vreau treaba asta, mai mult mi-ar plăcea să vedem un cerc galben, știți ce zic, sau portocaliu, așa că prima dată am încercat cu niște folie, deci asta e o folie blurată, să zic așa, ia uitați-vă, am pus-o aici în spate, doar că nu știu ce să zic, sunt unghiuri din care arată ciudat, adică ia uitați-vă și voi. Nu știu ce să zic, nu prea îmi place, așa că până la urmă cred că voi încerca să sablez foarte finuț sticla în spate, să o mătuim, deoarece folosind folie, becul fiind aproape, halogen sau LED, ce vom pune, nu știu dacă îi va conveni și nu vreau, Doamne fer, să ia foc mașina din cauza unei folii, pentru că, na, farurile, să știți că se încălzesc tare și trebuie să aveți mai grijă, așa că cel mai sigur este să sablez. Dacă iese și aspectos, e ce trebuie, așa că hai să ne riscăm și să încercăm să vedem dacă iese sau nu. Și răspunsul care credeți că este? Am stricat lupa, nu am stricat lupa? Aceasta este întrebarea, n-am mai sablat lupe, deci a fost puțină panică. Dar, bineînțeles, cum știți că fratele vostru are așa mână de aur, se poate, răspunsul este da. Ia uitați-vă, am sablat frumos sticla, dăm jos scociul și deja sticla noastră este așa. Deci nu mai este transparentă, nu se mai vede prin ea ca printr-o sticlă normală, așa că acum va trebui să facem totuși un test cu un bec, să fiu sigur că e ok, că nu am sablat prea mult și da, deci se poate. Altceva, mă băieți, altceva, ia uitați-vă, deci nebunie, avem și noi frumos lumina asta care nu iese, nu face contur pe stradă, se vede acolo așa frumos ca un bulb, mamă, cum arată, și e nebunie. Chiar arată foarte bine, vedeți? Asta mi-am dorit. Să am lumină bulb. Să se vadă acolo frumos cercul luminat. Nu să treacă lumina și să facă pe stradă cerc. Pentru că nu asta e ideea. Ideea e să avem acolo frumos semnalizarea, ca de fabrică, doar că pe lupă. Deci este ceva mai interesant. Iar așa arată farul, că deja venim cu sticla și e gata. Deci, ce ziceți? E foarte interesant, full black. Așa că hai să dăm jos folia de pe lupa asta și să mergem să o sablăm ca să se vadă frumos. Așa.
și rezultatul este exact ca la prima lupă. Cam așa se vede, fraților. Ia uitați-vă. Lupa sablată și cam atât. Făcut spatele unde vine becul negru lucios ca să reflecte un pic mai bine în lupă, să se vadă mai negru și la fel și lumina să reflecte mai bine. Cam așa se văd. Nu știu, mi se pare că full black e total altă mâncare de pește. Când o să vedem și Angel Eyes-urile astea pornite, va fi nebunie. Așa că hai să despachetăm noile sticle pentru far, deoarece trebuie să venim cu ceva fresh și pe partea de sticle. La cum arată acum, ar fi și păcat. Ia uitați-vă aici, măi băieți, ce bine arată. Ele au și o folie de protecție pe care o să o luăm doar după ce vom lipi sticlele. Asta e prima. Și ia uitați-vă. Frumos, impecabil. Chiar ar trebui să punem folii la final pe aceste faruri, la ce țiplă o să fie, ar fi și păcat. Așa că în prima fază va trebui să punem aceste ornamente, știți, pe care le-am făcut negru lucios. Trebuie să le prindem chiar aici. Bam, bam. Și pe urmă vă arăt și ce mastic voi folosi și lipim farurile. Ca și mastic voi folosi acest produs care vine cam așa. E un rulou cu mastic solid față de data trecută unde am folosit un soi de mastic alb pentru că nu m-așam găsit la pistol, la tub. E o mare porcărie, asta e varianta pe care puteți să mergeți și voi, cea mai bună variantă, cum se pune și de fabrică. În primul rând, nu puteți să mânjiți chestii, luați de aici, bam, 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 băgați peste tot și după aia frumos cu fionul de căldură pe far, venim cu sticla și cam asta este ideea. O să încerc să vă las și prin descriere link-uri de la cea mai folosit prin videoclipul ăsta să le puteți lua și voi dacă vreți. De far deja este gata. Deci avem primul far complet gata. Ia uitați-vă și voi cum arată. Full black, sticlă nou-nouță, lupă cu Big Xenon, bifazică, lupă la semnalizare, totul vopsit, cum ziceam, în negru, garnitură, le garniture frumos, aproape nou-nouță, am împrospătat-o cu un pic de silicon din ăsta de bord. Ia uitați-vă, altfel arată. Am prins și cauciucul ăsta din partea asta, am prins jos plasticul în culoarea mașinii. Deci farurile astea chiar au primit o îmbunătățire maximă. Mai este unul de montat, pentru că încă nu-i montat. Dar, băi băieți, altă mâncare de pește. Și stați să vedeți și ce becuri o să punem, fraților. Pentru că dacă tot facem totul aici, la nivelul ăsta, vă dați seama că am dus pe niște becuri adevărăciune la preț. Așa că hai să montăm și al doilea far, acesta, și să vedem ce becuri am ales.
ia uitați-vă, fraților, că am reușit să finalizez ambele faruri. Mama lor de nebunii, să știți că capitolul ăsta faruri este destul de stresant, pentru că e vorba de praf, e vorba de totul, trebuie să fie perfect, să nu atingi, mai ales când e vopsit interiorul, să nu se decojească, să nu se zgârie, să... E mamă, deci nu vă dați seama ce fericit îs că în sfârșit am reușit să le finalizez. Sunt capsulate, acum e tot în regulă. Hai să vedem treaba cu becurile. Yo, ce avem aici? Două pachete, faza de întâlnire plus faza lungă. Și aici mai avem două becuri pentru faza lungă, chiar dacă este complet neagră. O să pun un bec totuși, așa că n-am luat un bec să fie mai puternic. Deci, hai să începem cu ce e mai important, mă băieți. Big senoanele astea nebune, să ce becuri băgăm. Hai să vedem, mă băieți, ce avem aici. Osram Night Breaker Laser. 200% plus, 250 de metri. De 2S, 35W, Xenon. Da, majoritatea dintre voi la ultimul episod în care v-am întrebat pe ce becuri să mă duc, mi-ați spus Osram. Știu că mai era acolo prin comentarii și Philips, dar uitându-mă și eu pe net la ce zic majoritatea, toată lumea zice că Osram sunt cele mai top, așa că am dus și eu pe Osram și să vedem ce o să băgăm aici în faza lungă, chiar dacă este neagră, cum ziceam. O să pun totuși niște becuri și pe ce mă puteam duce dacă nu tot pe Osram, bineînțeles, păstrăm marca și m-am dus pe Osram, tot așa, Night Breaker Laser de 150% up, vedeți și voi, 150 de metri, bine, probabil că nu o să mai fie nici măcar 5 metri, ținând cont că este vopsită oglinda, dar arată bine, ar trebui să fie efect de xenon. Să zic așa, să avem totuși o lumină albă în ambele părți. Așa că hai să și montăm becurile. Aici avem un soclu care se scoate afară la aceste lupe și se ia becul. Așa. Nu se atinge sticla, bineînțeles, toată lumea știe asta. Și acum ar trebui să se pună aici. Așa, ok? Deci are un micuț loc în care să intre, vedeți? Acolo. Așa, și acum se înfiletează înapoi aici. Bam! Și el stă fix. Farurile sunt complet echipate. Acum doar trebuie să mai ieșim și noi afară aici din garaj, că n-am mai ieșit de vreo câteva zile. Afară este o vreme bună, putem să montăm frumos farurile, chiar vine seara și o să le vedem frumos cu Angel Eyes, așa că hai să le montăm. Și pentru prima dată în lumina naturală, mamă, s-o termina distracția, mă băieți. Deci, fratele vostru, chiar dacă ia un picuț de timp, face lucrul așa mai băbește, bă, da, și când iese adevărat, nu vreau să vă mint, nu știu, zici că noi nouțe, efectiv noi nouțe, deci atenția la detalii, mă băieți, face întotdeauna diferența, să știți de la mine. Așa că hai să băgăm aici farul ăsta, ușurel. Bun. Aoleu, mă băieți, cum arată? Nu-mi vine să cred, mă băieți, deci nu-mi vine să cred. Deci sticle noi, Doamne, ce bine că am pus sticle noi. Deci efectiv ce bine că am pus sticle noi. Nu se compară cu nimic, cu niciun polish, cu bă, sticla nouă, sticla nouă. Adică, ia uitați-vă și voi, neapărat trebuie să punem o folie, că păcat de ea. Deci totul țipleanu. Haideți repede să punem și cealaltă far și să facem un test ca lumea cu luminile astea, să vedem ce se întâmplă. Mamă, da, nu vine să cred. Deci, fericire maximă. Pam, pam. Hai să-l băgăm și pe ăsta. Ai, m-am intrat. Frații mei, deci am montat farurile. Jur că nu m-am uitat, deci vă jur. Și acum stau în fața mașinii să vedem cum arată.
Du-te, mă, fix așa mi-l doream. Fix așa mi-l doream. Ia uitați-vă, mă, dă-te în puii mei, mă. Fix așa mi-l doream. Efectiv, fix așa. Fix așa mi-l doream. Ai de mine cum arată, mă, deja. Du-te, mă. Du-te, mă. Și la Haruki. Și la Haruki când vine, că vine și el aici să vadă ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat cu sedanul? Haruki. I-am făcut aici un retrofit by Four Cheers, adevărăciune de faruri nebune care o să se vadă de 15.000 de ori mai bine, ca și lumină noaptea, dar totuși, dacă te uiți așa la ele, zici, mamă, ăsta n-are lumină, ăsta e mort, pe noapte e lumânare. Așa că, hai să pornim lumânările, să vedem. Se văd sau nu se văd, avem chiar aici poarta, o să putem să vedem. Lumânarea, lumânare sau nu? Na, să vedem. Trebuie să punem și noi contactul. Și acum răspunsul decisiv. Să vedem. Zoom și... Mamă, bă, dar ce jos e aia. Ai de capul meu, trei reglată. Dar merg. Bine, de interiorul ăsta fur iluminat, nu vă mai zic nimic. Să vedem. Mamă, mamă, dar ce bine arată ăsta, da, alb. Deci așa alb eu n-am avut pe Xenon de fabrică. Deci avem aici aproape 5K Kelvin ca și nuanță. Deci e ce trebuie. Mamă, dar cum arată, mă. Îmi dă mari spasme mașina asta. Pentru că e exact cum mi-am dorit-o cumva din prima, la prea modificarea farurilor, dar am ezitat pentru că am zis, bă, hai să-mi duc pe OEM look, dar nu e nicio treabă, adică, hai să dăm un blitz. Să vedem, deci blitz, 1, 2, 3, bam, bam. Mamă, auziți? Nu știu, de fapt pe la valer nu se aude, dar se aud efectiv clapetele. Mamă, dar ce dungă face, deci efectiv dungă. Oricum, farul ăla trebuie reglat neapărat, dar să mă bată mama. Asta e dungă, deci nu-i minciună. Efectiv, altceva. Hai să pun camera din față să vedem becul ăsta de pe faza lungă, mă, normal, ce face. Mai face ceva, se vede sau e degeaba? Hai să vedem un flash, tate, ce zici? Mai face flash din oglinda aia negrucios sau nu? În far. Să prindem far vreun bec la faza lungă. Hai să o las așa să văd și eu. Să prinde el acolo. Da. Pe cameră nu se vede. Becul fiind... Ia uitați-vă. Da, luminează el acolo ceva așa, poate pe timp de noapte, că încă e zi. Dar vă dați seama, dacă aș fi mers doar cu ăla, chiar că eram cu lumânarea pe stradă, deci, cam așa s-ar vedea, să zic. Mamă, dar ce sus e becul ăla, mai ales cum și ploapele, efectiv, nu se mai vede deloc. Deci, de aici ai zero. N-am alămurit și cu becul ăsta. Bam, doar Angel Eyes. Hai să vedem. Mă, băieți, ne-am dat dracu. Mamă, dar cum arată, deci când mă uit în realitate, mă mir după aia când iau și camera, gata. Deci cam așa arată, mă băieți, toată situația, încă nu avem grile pentru că nu m-am hotărât pe care să merg, duble negre, simple cromate, na, în fine, o să mă hotărăsc, de asta nu avem încă grile, dar și fără grile, E39-ul ăsta își spune cuvântul, deci s-a terminat distracția, băieți. Ce ziceți? A meritat așteptarea? A trebuit să fac și o parte a doua frumos ca să-mi ajungă și mie luminile, lupele, tot ce este nevoie. Doar becurile de la semnalizare, nu înțeleg de ce durează atât să ajungă, dar o să ajungă și acelea cu LED și atunci va fi mult mai bine împreună cu oglinzile. Vor merge deodată, nu va mai merge așa încet halogenul.
fraților, este noapte, sunt în mașină și am zis să facem și un test așa, să vedem cum se vede și haideți să vedeți și voi. Așa se vede și afară, așa că hai să băgăm sedanul frumos înapoi, că nu-i de ieșit cu el, vorba aia, am ieșit doar să facem așa un test de lumină și da, după ce o să fie totul ca lumea gata, o să mergem să le și reglăm. Ne vedem și mâine pe lumină puțin. Pa! Astăzi, fraților, este o zi destul de toridă, sunt și în Maieu, tocmai ce am spălat mașina de ceva vreme, uitați-vă ce sclipește, poate v-ați dat seama și din cadrele pe care deja le-am pus, acum mașina mi se pare că arată foarte, foarte, foarte bine, așa mi-aș fi dorit să arate din prima când am modificat farurile, dar vă ziceam că mă gândeam, hai să mă duc pe un OM look, dar nu se compară, deci dacă vrei să modifici o mașină, o modifici și aia, nu mai... tot o dregi acolo cu jumătate de măsură, OM, OM plus, nu, o faci direct așa, așa că aștept să-mi spuneți și voi cum vi se pare că arată acum mașina, nu știu, nu mă satur să mă uit la ea cu sticlele astea noi care efectiv, bă, sclipește. Lăsați în jos în comentarii cum vi se pare că arată, ați văzut și partea de bixenoane cum se vede, după ce o să reglăm farurile o să se vadă un pic mai sus, dar ca și lumină nu se compară, chiar dacă ați zice că, bă, uite-te la asta și-o vopsit acolo la faza lungă, e vai de el. Dacă vă dau un blitz, adevărat vă zic că bixenonul e bixenon, bifazicele sunt pe zonă, ați văzut, luminează bine, e totul bine. Am făcut modificare ca și aspect, dar și ca și vizibilitate în trafic pe timp de noapte, este next level. Așa că apreciați episodul, lăsați-mi în comentarii cum vi se pare că arată acum sedanul. Mi se pare că îl prinde cel mai bine. Abonați-vă dacă nu v-ați abonat până acum. Bineînțeles, acolo puneți clopoțelul, fraților, pentru că nu vreți să ratați ce mai urmează cu sedanul și cu touringul. Bineînțeles, follow pe Instagram la morar.davian, deoarece o să pun o poză cu minunăția asta. Vă pup, vă iubesc, urmați-mi întotdeauna visurile, pentru că poate nu astăzi, poate nu mâine, dar apoi mine sigur o să vă iasă treaba. Dacă munciți în fiecare zi, sigur. Vă pup, vă iubesc și sedanul arată țuț. Și fraților, mare bonus și o să primiți aici cei care a stat până la final, deoarece după ce am închis camera, a venit curierul cu LED-urile pentru semnalizare. Așa că hai să vedeți și voi o micuță diferență între LED și bec normal. Punem aici frumos avarii. Deci aici avem becul normal cu halogen de fabrică. Îi varză. Și aici avem LED-ul. Mamă, dar ce bine se vede. Și este, na, zi.